Puțin dintre dumneavoastră știu că Bulevardul Regina Elisabeta, inaugurat în 1880, a fost primul bulevard din Constanța și avea la început trotuarele podite cu scânduri, pentru ca doamnele și domnișoarele să nu-și murdărească rochiile și să nu-și strice pantofii. În capătul bulevardului erau Farul Genovez și Hotelul Carol. Iar pe partea mării exista Cursalul, prima construcție a cazinoului. Proprietar al câtorva moșii în Dobrogea, Mihail Cogălnicianu, îndrăgostit de aceste locuri, avea la Constanța trei case, una fiind situată înainte de 1900, chiar pe Bulevardul Elisabeta, în apropierea Farului Genovez. Casa a fost demolată alături de toate celelalte case vechi din chirpici, lemn, ori paiantă, pentru că aici urmau să se construiască vile elegante cu mai multe etaje, care să aibă prestanță și să reprezinte frumos orașul de la malul mării. Ceea ce s-a și întâmplat după 1900, când mai mari orașului și-au construit aici imobile deosebit de frumoase. Multe dintre ele au rezistat trecerii anilor și avem plăcerea să le admirăm și astăzi. Bulevardul Elisabeta a fost primul bulevard al Constanței și aici mai mari orașului și-au făcut cele mai frumoase case. Și un exemplu din cei mai importanți proprietari se află în spatele meu. De fapt, în spatele meu toată lumea cunoaște această clădire ca Muzeul Jalea. Însă Muzeul Jalea este de fapt denumit în listele de patrimoniu Casa Pariano. Și Casa Pariano de ce? Pentru că ea a aparținut prefectului orașului Constanța. În 1913 a început construcția ei, Constantin Pariano. Comanda pentru această casă i-a fost făcută arhitectului Victor Ștefănescu, un arhitect foarte cunoscut în acea vreme și un arhitect prolific care a făcut foarte multe case care astăzi sunt case de clădiri de patrimoniu în Constanța. Deci în 1913 Victor Ștefănescu începe proiectarea acestei case. Casă care, surpriză, nu arăta deloc cu ceea ce vedem noi astăzi. Era o casă în stil victorian cu elemente neoromânești și care ar fi fost pe o întindere mult mai mare. Ea era construită pe un teren care a aparținut în trecut ultimului președinte a companiei engleze DBSR, Danube Black Sea Railway, Edward Harris, și care până în 1882 a locuit pe acest amplasament. După 1882, administrația românească reușește să răscumpere de la compania engleză de BSR, Danube Black Sea Railway, calea ferată de la Cernavoda la Constanța, portul Constanța și 86 de hectare din orașul Constanța, care aparținea acestei companii engleze, care a concesionat acestei companii de către sultanul Abdul Mejid după războiul Crimeei.
Deci după 1882, casa lui Ed Harris, președintele DBSR-ului, i-a fost atribuită lui Macri, care era capitanul, de data asta, capitanul portului Constanța. Dar după un timp, deci ajungem în anul 1913, casa este vândută prefectului Constanței, Constantin Pariano, iar acesta decide demolarea ei și realizarea unei construcții impunătoare care avea priveliștea poate cea mai frumoasă din Constanța. Victor Ștefănescu preia comanda aceasta și realizează un proiect în stil victorian, cu elemente neoromânești. Începe construcția ei, dar între timp apare, adică vine și războiul, deci primul război mondial, și nu se mai face nimic. După primul război mondial, în 1918, se reproiectează de fapt această casă, însă nu mai este acea casă în stil victorian, ci în stil neoromânesc, chiar brâncovenesc, ceea care se vede la ora actuală în spatele meu. Casa, după moartea lui Pariano, a avut diferite întrebuințări, consulate și în ultima vreme, deci este muzeul Ion Jale. La intersecția Bulevardului Elisabeta cu fosta stradă de Asturza, actualmente Revoluției, se afla o casă extraordinar de frumoasă a miliardarului Manisalian, Armenac Manisalian, care a construit această casă în 1904, autor arhitectul Ion Derindei, cel care este și autorul casei cu lei de pe strada Nicolae Titulescu. Era o casă extraordinar de frumoasă, întinsă pe trei niveluri. Avea, mă rog, cam toate casele de pe Bulevardul Elisabeta sunt într-un stil eclectic. Aceasta avea însă o prezență extraordinară, pentru că era foarte înaltă și avea și elemente de stil rococo și art nouveau, plus erau interesante balcoanele cu o feronerie deosebită. Această casă a fost vândută de către Manisalian Camerei de Comerț a județului Constanța, dar din păcate casa aceasta s-a pierdut, pentru că a fost bombardată în 1941, tot atunci când și altarul catedralei Constanțene a fost atins de bombe. Casa de la numărul 3 de pe Bulevardul Elisabeta, numărul 3 actual, a fost inițial proiectată pentru o familie de origine franceză, Donau, dar până la urmă planurile au fost făcute de către următorul proprietar, și anume Pâzlă. Și din cauza aceasta se numește Casa Pâzlă. Ea a fost construită în 1902. Este într-un stil eclectic, dar cu elemente neoromânești. Se distinge foișorul, care este pe traveia centrală, brâurile de cărămidă și anumite elemente de cărămidă se repetă deasupra ferestrelor. Este o clădire care are, la început, a avut un demisol locuibil, deci două nivele plus foișorul.
Alături de ea se află Casa Bârzănescu, care a fost făcută cu 2 ani înainte, deci la 1900. Este o casă care este oarecum eclectică, dar predomină stilul Art Nouveau. Are lanternul acela circular deasupra intrării, acel semicerc la etajul întâi care înconjoară tâmplăria de lemn și balconul cu o feronărie deosebită întregește imaginea acestei case. Aici avem o casă foarte frumoasă, impozantă, interesantă. Este vorba de casa primarului conservator, Titus Cănănău, construită în anul 1913. Autor este arhitectul Victor Ștefănescu, de care am mai vorbit făcând casa prefectului Pariano, tot pe Bulevardul Elisabeta. Este o casă în stil victorian de data aceasta, dar are elemente de Art Nouveau și chiar și elemente neoromânești. Se distinge acest mobilou semicircular care deasupra are o friză cu frunze de castan, contraforturi care sunt și constructivi, dar apar foarte interesant în structura fațadei, iar fleșele acestea făcute de către coșuri întrecesc această arhitectură deosebită. Repet, autor, arhitect Victor Ștefănescu. Lângă Casa Cănănău se află Casa Zodu. Zodu e un nume important pentru Constanța, pentru că el a fost președintele tribunalului. Este o casă făcută în 1904. Este cam toate casele de pe Bulevardul Elisabeta au demisol, parter și etaj. Ei, această casă este realizată într-un stil eclectic, însă are ceva interesant. Are ancambramentele acestea și elementele decorative sunt în stil rococo. Iar acest buvindou pe colț îi dă un farmec aparte. De pe acest colț se putea vedea în trei direcții, cazinou, portul și marea.
Ușa casei Zotu este cea originală, este făcută din lemn cu elemente și cu fier forjat și are doi registri, partea de jos care are patru canate, iar sus se repetă aceste canate cu supralumini. Este o intrare impozantă care înainte se vedea mult mai bine, deoarece casa alăturată, casa Cănănău, nu exista. Că să revin, casa Cănănău a fost făcută de-abia în 1913, pe când aceasta, fiind în 1904, avea o altfel, altă conformație a amplasamentului. Satul Hof se află la câțiva zeci de kilometri de Frankfurt am Main, la Hartenfels, într-o splendidă zonă deluroasă. În urmă cu mai bine de 90 de ani, Johann Hof a întemeiat aici un atelier de tâmplărie. Fiul său a înființat mai târziu o firmă specializată pe construcția caselor și bisericilor din lemn. Familia Hof a ajuns la cea de-a treia generație de constructori, care folosește toate ideile tehnologiilor moderne, interpretându-le în manieră proprie. Georg și Thomas Hof s-au asociat în 1972 cu arhitectul Manfred Adams și din ideile tuturor s-au născut primele case prefabricate, așa cum sunt ele cunoscute astăzi, cu pereți din sticlă și un design minimalist. Pentru a veni în întâmpinarea clienților, manufacturierii germani au construit lângă fabrică.